5 medalii de argint și 3 de bronz. Aceasta este performanța obținută de reprezentantele României la cea de-a 5-a Olimpiadă Europeană de Matematică pentru Fete, care a avut loc la Bușteni. 143 de participante din 38 de țări din întreaga lume s-au întrecut în organizarea Societății de Științe Matematice din România, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Primăriei Bușteni și a Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Toate cele 8 reprezentante ale României au obținut medalii, dar întrecerea a fost dominată de Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și Bulgaria. Echipele noastre s-au clasat pe locurile 10-11, specialiștii așteptând mai mult de la următoarea ediție. Se mai întâmplă uneori ca fiind organizator să-i lași pe alții să câștige, deci eu consider că a fost doar un gest de politețe din partea tinerilor noastre, da? Și felicitări pentru modul în care Bușteni a organizat împreună cu Societatea de Matematică din România evenimentul. Felicitări să le ținem pumnii fetelor noastre. Se pare că în matematică să fii acasă e un dezavantaj. Să joci acasă e un dezavantaj, pentru că în prima zi au fost extrem de emoționate și au lucrat foarte puțin. O presiune psihică mai mare. Probabil că da, simțindu-și părinții aproape, simțindu-și... Dar și-au revenit în ziua a doua și probabil că vom fi iarăși în frunte la anul, că aerul de Elveția ne priește. Bușteniu, pot să spun că a intrat pe harta orașelor olimpice. Sigur, a fost o reușită. Vreau să felicit toți organizatorii, sponsorii, bineînțeles, și domnului ministru personal că a vrut să fie alături de noi și să facă festivitatea de premieră. Marele premiu a fost câștigat de rusoaica Maria Dmitrieva, cea care a terminat probele în doar o oră și jumătate și a primit cadou din partea oficialităților din Bușteni un sejur de 7 zile la un hotel din localitate împreună cu familia. Great! And Romania is a great country! Mă simt minunat. România este o țară minunată. Este prima mea competiție în România. Nu a fost un concurs greu, a fost destul de simplu. Reprezentantele României au avut de învins și emoțiile puternice. Mă bucur foarte mult că am participat, sunt încântată și de rezultat. E foarte frumos, mă bucur că am participat. Este prima ta participare la o asemenea... Da, este prima participare. Am avut mai multe ore de pregătire, atât la școală cât și în particular. Ce intenționezi să faci pe viitor? Eu îmi propun să studiez matematică aplicată. Am fost admisă la Universitatea Princeton în Statele Unite și acolo îmi voi desfășura activitatea. La finalul festivității de premiere, participantelor le-a fost oferit un tort special realizat. În cele 5 zile petrecute la Bușteni, destinderea a fost asigurată prin vizitarea obiectivelor turistice din zonă.